Bună ziua! În acest tutorial o să vă arătăm la un scuter chinezesc în 4TMG Y6, așa, care pare că ar avea, deci clientul avea încă nu îi pornește. După ce l-am examinat puțin, am văzut că de fapt el are ceva probleme la distribuție. O să vă arăt imediat. Deci, dacă îi dăm la automat... Auziți dumneavoastră, se aude un zgomot ciudat. Dacă învârtim ușor la pedală, uitați, este un moment în care se blochează. Deci, probabil, o supapă lovește în piston. O să desfacem să vedem ce găsim. Desfacem prima oară capacul de la chiloasă. Să verificăm distribuția dacă este pusă la punct. Dacă este sărită de la punct și supapa lovit în piston, e posibil să trebuiască să desfacem motorul. Posibil să fie supapa strâmbă, să fie pistonul lovit și multe alte pagube care se puteau produce. Dar prima oară desfacem să vedem exact, poate a avut noroc clientul și nu este ceva grav. Capacul la chiuloasă. O să desfacem și bujia și ne mutăm pe partea de la aprindere. Ok, desfacem și plasticul de pe aprindere de la magnetul. Okay, am desfăcut. Vom așeza, o să învârtim ușor motorul și pe volantă aveți niște semne aici care trebuie să aliniate cu semnul acesta de pe carter, cu liniuța aceasta de pe carter. Vom verifica și poziția pistonului să fie sus. Deci, acum pistonul pare a fi, da, este sus, este ok, da.
Acum o să ne mutăm pe partea pinionului, la axul cu came, ca să vedem dacă semnul este ok, unde ar trebui să fie. Ok, deci am verificat, pistonul este sus și semnul de pe volant este ok. Acum, pinionul de la axa cu came are două găurile mai mici și una mai mare. Acesta, după cum se observă, este total greșit pus. Trebuiau cele două găurele să fie paralele cu chiuloasa, iar găurica mare să fie aici sus. Vom desface întinzătorul așa, pentru a slăbi lanțul de distribuție și vom încerca să punem pinionul cum trebuie. Desfacem capacul de la întinzător. Slăbim întinzătorul. Patina pare în regulă. Vom desface platou de culbutori pentru a putea să scoatem și pinionul și să punem la punct cum trebuie. Desfacem platou de culbutori. Acum putem să desfacem și lanțul de distribuție, ușor să nu ne scape în motor și să nu cadă de pe pinionul de la ambielaj. Axul cu came pare ok, nu pare a avea grad de uzură, rulmenții sunt ok. Uitați despre ce găurele vă spuneam. Deci acestea trebuie să fie aliniate cu chiuloasa, adică în poziția aceasta, iar gaura mare în sus. Ok. Ok, vom desface chiuloasa pentru a vedea cum sunt supapele și ce s-a mai stricat. Vom desface galeria de admisie de pe chiuloasa. Vom desface plasticurile de deasupra și de dedesubtul chiuloasei.
pe cel de deasupra, mai avem pe cel de dedesubt, mai avem un șurub aici jos. Așa. Am desfăcut și pe acesta. Scoatem ușor. Grijă. Așa. Trebuie să desfacem și eșapamentul. Eșapamentul.
Ok, am desfăcut și eșapamentul. Slăbim și din partea aceasta. Okay. Am desfăcut și eșapamentul. Așa. Acum vom desface chiuloasa de cilindru. Și după cum observați, cilindru cu totul, dar nu este problemă. Uitați cum arată și pistonul. Acesta este pistonul. După cum puteți observa, nu știu exact cu ce ulei a mers, dar are ceva pe el. Deci că este ulei amestecat cu pământ, cu... și miroase îngrozitor. Vom desface și chiuloasa să vedem ce anume s-a întâmplat.